Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Minecraft Custom Subs. Ce o să facem în episodul de azi, o să punem torțele în camere. Am pus două torțe aici, deși după aia am zis să le iau întâi pe toate. O, mamă, ce întunericată e așa. O să pun până atunci una aici. În fine, doar așa câteva. Am pus și aici, am făcut și aici să fie ok. Și uitați-vă câte torțe sunt aici, mamă, trebuie să le luăm pe toate, deși după aceea se spawneze monștri. Sunt prea dezordonate, frate, asta e nașpa. Oricum, trebuie să facem, să merem în Nether. Hai de fapt să merem în Nether episodul ăsta, pentru că degeaba o să iau alea dacă nu am niște glowstone. Oi, noapte, hai că merem în Nether. Știi ce? În Nether am mereu lag, deci de fiecare dată când mă duc în Nether am lag. Sper să n-am și de data. Ok, perfect normal. Perfect normal să vină un zombie cu mine și să mă aproape mare. Da. Ok, văd că n-am lag de data asta. Mamă, ce era asta? Mamă, cine dă? O da cineva? Uite acolo cât glowstone. Era să cadă. Bun. Nu mi-a luat un târnăcou mai bine. Wow. Bă, ce rapid e ăsta. Înțeleg că are Fantasy 4, dar nici chiar. Bun. Nu se consumă prea repede. Dar totuși trebuie să-l construim aici în sus. Bă, ce mă... Era să mor. Hai să iau soul sand-ul. Dar cred că nu. Și mă enervează că nu mi-am luat un târnăcop altul. Mi-e frică să nu cad. A, nu cad. Bă, deci încerc să sparg o de aia și sparg 15 de alea. Dar cu ce se ia ăsta mai exact? Cu sabia? A, probabil cu lopata, dar nu mi-am luat. Așa că le-au cu mâna. Ce tot faci așa, cum mă sperie, sincer, e și 4 dimineața când filmez și... Au, ce zgomotul ăla. What the fuck? Asta știu că dacă fac rost de nether wart-uri, care nu știu sincer ce fac, niciodată n-am știut. Clic, tic, clic, clic. N-am o lopată. Ar trebui să mă duc acasă după o lopată. Ce ușor se sparg astea cu... Pe fansensi, băga mea și piciorul. E faină. Da. Trebuie neapărat să mai meargă și acolo asta. Bă, dacă aș avea o lopată, le-aș lua asta tot. Sau nu cu pickaxe, sau nu cu pickaxe. Așa. Hai să iau asta, pentru că facem XP și putem enchanta un nou pickaxe. Deci ok. Mamă, cât soul sand ăsta care... Cât am 20. Mamă, deci mi-e frică rău de chestia aia, adică mă sperie cum faci, auzi. Doamne feri. În fine. Luăm și chestia asta pentru că nu știu când o să mai venim în Nether. Și ar fi trebuit să-mi aduc o lopată și un pickaxe ca lumea pe 283. Oricum, o să fac un anvil și o să repar probabil. Așa că nu vă faceți griji. Și nu știu mai exact cum se repară. Hai că mi-ajung 43 de astea, nu știu ce o să fac cu ele, dar... 265. 249. Bă, deci se termină foarte ușor. Level 16. Având în vedere că asta se termină foarte ușor. Ești nebun, 177. Bă, sper să nu puște. 142, hai că nu pușcă. Trebuie să ajungem acasă cu el. Dar nu mai ies de aici. 83. Super, super. Am și stricat tot pickaxe-ul ăsta. Cât mai are? 51, nu mai îl folosesc, gata, are fortune. Ar trebui să iau doar diamante cu el. Ar trebui. Ar trebui. Deși... Da. Bun, acum hai să văd cum mai ies fără să folosesc pickaxe-ul ăsta. Eu chiar nu vreau să-l folosesc, chiar. Acolo am venit. Da, uite, cred că pe acolo am venit. Mamă, ce mă sperie prostia aia. Sincer, nu știu ce, eu nu prea mă pricep cu chestiile din Nether. Nu prea joc survival de obicei, așa că n-am de unde să știu. Bă, îmi bag piciorul că se termină, eu trebuie să fac level 30. Pentru că dacă fac level 30 am șansa să-mi cad altul. Tot cu fortune. Și îmi trebuie un spawner, v-am zis. 18, gata, nici nu mai îl ating. Nici nu-l mai ating. Îl pun acolo și mă interesez cum se face un anvil. Și fac și repar asta. Asta o să fac. Bă. Bă, am auzit eu că e foarte tare ăla, dar nici chiar așa. Nici chiar așa. Gata, asta nu mi-a folosit niciodată. Bă, și acum o să mă urască toți ăia. De-aia așa că fac o... Fac două pickaxe-uri. Fac două pickaxe-uri și fac și o lopată să fie, na. Tuc, 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 tuc. O pun asta pe 5. Ok. Bă, se spawnează la monștri pe acoperișul meu. Hai, 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 hai. Uite-l, bă, uite-l, bă, uite-l. Bă, nu pe ferma mea. Nu sări. Tâmpitule, nu mă face să sar. Tâmpitule, bă. Deci da, ar trebui să fac ceva. Ar trebui să dorm în primul rând. Moștri. Bă, de ce nu mă las? Bun. Trebuie să mă duc să văd ce fac cu zombie ăla. Oi. Îmi place că așa nu se mai... Nu mai las ușile deschise, că așa apăs pe ăla. Unde e zombie pigmenul ăla? Bă, unde e ăla? Trebuie să-l omor. Trebuie să mulțesc și vacile după. O, s-o grămadă aici. S-o grămadă. Ok, hai că mergem înapoi în Nether. Pentru că trebuie să luăm mai multe chestii. O, nu, iar lagul ăla, iar lagul, iar. Bun, hai să văd asta. Așa, bă, altă viață. Nu stăm 24 de ore ca să luăm chestiile astea. Putem face ceva chestie, nu știu, de să capturăm mobii. Și culmea. Uite, bă, era să pierd eu. Bunătate de. Bunătate de asta. Ziceți-mi și voi dacă știți metode cum să fac level 30. Gen. Să fac level 30 foarte ușor. În afară de spawner, știu că ar trebui să mor mobi și să fac spawner și nebuneli și chestii, dar nu știu sincer cum se face. Așa că o las mai moale. Tuc, 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 tuc. Tuc, 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 tuc. Hai, am un stack de ăsta, nu știu ce o face cu el, numai dacă fac nether wart-uri de alea. Și sincer nu știu la ce mă ajutăm. Uite cât glowstone acolo. Lag, 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 drop frame. Uite cât glowstone aici. Bă, ce drop frame-uri, bă. Tuc. Bun. Sper să nu am iar drop frame-urile astea care le am acum. Asta cred că cu pickaxe-ul, nu? Da, adică. Sau probabil și cu pumnul. Da, și cu pumnul e la fel. E un fel de sticlă. Sau e sticlă? Nu, nu e. Adică glowstone. Bun, hai că fac așa un pod. Așa. Ai, cred că e ok. Deci ce le-au cu pickaxe-ul? Nu înțeleg. Ok, după asta o să avem destul de chestii, destul glowstone pentru acasă, dar oricum o să strâng mai mult în episodul ăsta, cred că asta o să fac, mă. Cred, acum nu știu, probabil o să fac și alte chestii. Oricum o să strâng mult glowstone. Cam tot episodul ăsta o să fie nether. Deci da, să nu mă întrebați de ce a fost numai nether, pentru că asta fac episodul ăsta. Explorăm nether-ul. Strict pickaxe-ul degeaba. Hai. Iar trebuie să măresc chestia asta atât. Bă, n-ajung. Tot n-ajung, ești nebun. What the fuck? Doamne. Voi știți cum mi-a tresărit inima? Și ce m-a speriat? Ce pana mea asta? Ce vrea de la mine, că nu i-am făcut nimic? Lasă-mă. Bă, ești nebun, uite cât foc o dat. Dar lasă-mă în pace. Și cum să urc la ea să o omor? Probabil îmi trebuie un arc. Bă, că deja mă enervez. Dă-mi picul. Bă, glumești. Ce-i chestia aia? Că eu n-am arc cu săgeți. În fine, hai să zicem că am luat ceva glowstone. Dar oricum nu cred că destul. Adică am luat 37. E ceva. Dar nu destul. Pentru că nu e destul. Și unde să-l punem? Asta da întrebare. Probabil o să-l pun aici în mijloc. Pun așa 4 glowstone-uri. Nu. Nu. Pun asta înapoi. Și o să fie ca un fel de candelabru. Bă, sincer, nu știu cum să fie. Hai să calculez aici mijlocul. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 6, 7. Ok. E iluminat. E urât ca dracu. Chiar urât ca dracu. Ar fi trebuit... Dacă iau glowstone-ul cu... de la cu fortune, ar ajuta cu ceva? Nu cred, dar totuși. Cine știe? 3, 4, 5, 6, 7. Stai că-s curios de ceva. Ok. Și dacă am lână. N-am lână, nu cred că am de un... A, uite că am string. Din care pot face niște lână. Să zicem că doar 2. Ajung 2. Fac 3 covorașe, deși nu-s colorate, în fine. Ar lumina. Da, ar lumina. Da, deci ok. Unde e luna cealaltă? Ok, mai facem 2 lune, mai facem 3 covorașe. Și acoperim și ăsta. Culmea că... Deci chiar dacă are covor, tot luminează. Ceea ce e ok. Băi, hai să zicem că e ok. Aici o să las torțe, în camerele astea o să las torțe, dar aici, și în special aici jos, o să am nevoie de un glowstone. Uite ce porcărie am făcut aici. Bun. Și acum o să pun torțe undeva, sincer nu știu unde o să pun glowstone. Cred că o să sparg aici jos. Dacă nu-mi dau seama cum vine. Bă, nu. Nu. Ești nebun. Ești nebun. Bă, ce mă enervează prostia asta. Nu, nu pot. Deci da, acum trebuie să stau să sparg asta tot. Și să înconjur cumva. Pentru că altfel nu văd cum aș putea să ajung acasă înapoi. Și n-am chef să mă duc, frate, până acolo. 2. Cu ăsta mă duc, să vezi, sparg aici. Tuc, tuc. Acum vă întrebați, dar ce caută nether wart de ăsta? Nether wart? Nu știu dacă e nether wart. Ce caută de ăsta lângă casa ta? Sincer nu știu. L-am pus aici ca să pot intra în casă. Nu. Ok, un pickaxe. 3 pickaxe. Știu că mai e acolo bucată. Aha. Ok, ok. L-am spart. Ăsta îl avem pe... Așa. Bun, perfect. Vedeți, asta se întâmplă, se spawnează de la mine în casă dacă nu rezolv problema. Okay. Hai să pun pe 2 cartofi pentru că trebuie să tot mâncăm. Și să am grijă acum să nu mai cad jos. Deci întunecat aici. Tuc, tuc. Tuc, tuc. Tuc, tuc. Și tuc, tuc. Stai așa că am o idee. Tuc, tuc. Tuc, tuc. Așa. Și acum dacă îl pun asta. Ok, e perfect. E iluminată camera asta. Acum putem să plecăm. Să vedem ce facem aici. Aici, sincer, n-am idee cum aș putea să fac. Probabil ceva balustrade. Ok, hai că știu ce aș putea să fac. Hai să văd dacă am lemn. Și știi ce? Uite că mai am de asta, e glowstone, oh, perfect. Lemn ăsta. Care îl fac jumate, să zic, în de asta. Fac tot în bețe. Acum fac niște card. Ok, 20 de carduri. Îi ok. Gata, stric și ăsta. Iar nu mai pot urca. Hai, pune, te plasează, te plasează. Aha, uite, așa se făceam. Hai, bă! Perfect, știam eu că se poate. Bă. Ok. Punem înapoi stone. Hai să iau niște stone. Aici sunt multe chestii de făcut și... Pastureze și mult și na, probabil unii vă plictisiți. Pun asta lângă ușă. Nu știu sigur dacă se poate ce vreau eu să fac, dar cred că da. Așa? Sau ești nebun, ce urât arată, ca dracu. Nu. Nu-i bine deloc. O să fac să nu fie lipite de... Hai că nu contează că dacă sunt lipite. Deci cu chestia asta o să luminez camera asta complet. Tăc. Bă. Prăd restul, doamne. Prăd capul. Doamne, ce că... Ok, nu știu ce am azi. Și aș putea să fac și aici niște... Hai să fac și din asta, uite, un stack și ceva. Așa, fac niște. Ok, dar oricum, cam atât cu episodul ăsta și ne vedem la următorul episod. Nu uitați să apăsați like și ne vedem la următorul episod. Pa, pa!